Maria și Gazele. Acolo, într-un sat, i-au venit în întâmpinare 10 de cruci, care au strigat de departe. Nu se ne-o să spuneți, ai milă de tine. Cei 10 de cruci nu mai aveau nicio identitate. Ei erau străjubiați în comunitate, dar mai mult erau străjubiați și din ținuturile vechi. Poate cuvinte, trebuiau să plece în altă țară, în ținutul nelocuit. Nu erau primiți de familie, nu aveau voie să fie vizitați și trăiau cu această boală lungă și condamnarea la moarte era una foarte grea. Vreau condamnat să moară. Căci mureau mai repede, o atât era mai bine și pentru ei, poate și pentru oameni. Erau sub blestemul legii. Deci în cartea Leviticului, Moise prescrie ca cei atinși de bolul viitoare, cum este verba, să stea departe, să stea departe de comunitate, pentru un anumit sufletos. Și dacă se apropia cineva de ei, să strige, necurată, necurată, în aceasta, nu putea nimeni să mă lipsească de această boală. Cei 10 spunea că locuiau într-un sat. Poate era satul lor. Era localitatea lor. Nu știu dacă mai era cineva în acel sat, în acea localitate. Și Iisus s-a pășea de ei. S-a întâmplat o mare minune. O minune care se trebuia certificată și trebuia să o fădim atare de preot, preotul Vechiului Testament. Și Iisus se trimite la preot. Și acest lucru face parte tot din prescripție în cartea Leviticului. Acel vindecat să meargă, să se considere preotul, ca preotul să-l considere vindecat. S-a întors și s-a dus la preot. Dar din cei 10, doar unul s-a întors înapoi. Și acestea erau străini. Erau samaritan. Deci locuiau împreună contra momentul bolului. Erau samaritani spre vechi. Aveau aceeași faptă. Însă samaritan s-a întors. Și a mulțumit. Iisus s-a aruncat la pământ, îmi spune Evanghelie, și prin acest gest s-a vindecat și de o altă boală. Boală de când cei 10 nu s-au vindecat de ajuns. S-au vindecat doar de boală lucrurilor. Și de aceea, în Evanghelie, Iisus insistă asupra bolii lucrurilor, care este o boală mai multă boală decât cea mai multă boală sufletească. Boala sufletului îl dezumanizează pe om. Boala sufletului îl înstrăinează. Boala sufletului creează un om cu o împărțișare plângă. Deci, un bărbăr, un om care a luptat împotriva Israelului, un am, un dușman al poporului, alte cuvinte, un general sirian, cuprins de alertă, vine la profetul Eliseu, că s-a dus peste la profetul Eliseu, este singurul care poate judeca de o slavă de-a lui, care facea parte din planul poporului ales. S-a dus la Ioan pentru a se curăți. Nu credea că se va întâmpla ceva, dar s-a aducat orice posibilitate. Deci și noi oameni, în momentul bolii, care sunt de orice, că sunt toate medicamentele, dar a Cristos istoare optimistă în care vorbește de mântuirea, de slava veșnică, a care este chemată aceea care slujește pe Hristos și îi spune următoarele cuvinte. Dacă am murit împreună cu El, conțin El împreună cu El, dacă mă rămânesc atunci împreună cu El, conțin Domnul împreună cu El, dacă ne vom repeta de El, se va arăta și El de noi. Dacă îi suntem religioși, să ne rugăm.